Dragi fecioare, bine ați venit la horoscopul lunii februarie. O lună în care o să străluciți. De ce? Pentru că faza de lună plină a acestei luni, pe 24 februarie, are loc în fecioară. Luna în fecioară, soarele în punctul diametral opus și la momentul respectiv soarele va fi într-o îmbrățișare rarisimă cu Saturn. Deci o lună plină cu iz saturnian foarte puternică. Sigur, vă vizează foarte mult din punct de vedere conjugal și o să vorbim imediat despre asta. Dar e o energie nouă. O energie în care vă puteți arăta valoare. Vă puteți pune în lumină. Exact cum am spus, e un bec în ograda voastră care vorbește despre voi. Cine sunteți voi, cum sunteți văzut, cum vă vedeți voi, cum vă valorizați voi, cum vă prețuiți voi. Și evident, cum vă prețuiți voi, asta se oglindește în modul în care alții vă tratează. De aceea poate fi un moment în care trebuie să vă iubiți mai mult, trebuie să vă apreciați mai mult. Este o lună plină și cu iz lilitian, pentru că știți bine că o aveți pe Lilit aici. Acum un an, când a avut loc ultima lună plină în fecioară, nu era Lilit aici. Peste un an, când va fi din nou lună plină în fecioară, nu va fi Lilit aici. Deci este interesant să aveți luna albă, luna plină și luna neagră, Lilit, pe amândouă în ograda voastră, că aveți și lumina și întunericul, și luna albă și luna neagră. Deopotrivă, și vă puteți folosi de ambele energii, că Lilit nu e o piață rea, nu întotdeauna, că are și o mare doză de piață rea, da, unde își mai bagă ea coada, mai sensibilizează ceva, mai declanșează ceva, dar este și o mare energie a curajului, a tupeului, a independenței, a eliberării, a valorizării, a bătutului cu pumnul în piept pentru cei care aveau nevoie de o astfel de energie curajoasă. Voi fecioarele sunteți și foarte susținute, sunt pe cer foarte multe planete, încă din luna decembrie, la urma urmei, sunt multe planete în zodii de pământ, o pondere colosală în ianuarie și un pic și în februarie în zodii de pământ și toate aceste planete zodii de pământ pe voi vă ajută, tot o zodie de pământ. Deci sunteți pe val, sunteți pe cai mari, puteți spune. Cu mult curaj, cu încredere în voi, cu stimă de sine ridicată, cu valoare recunoscută de voi înșivă, dar probabil și foarte confirmată din alte părți. Căutați validare, căutați aprobare și pot veni din multe direcții aprobări la adresa voastră, că sunteți bun, că meritați și tot tacâmul. Bucurați-vă așadar de luna plină, care clar o să aibă efecte și luna martie, luna plină în ograda voastră cu iz de Lilit, cu conotații saturniene și de-aia simt că este un fel de confirmare, de garantare, nici nu știu cum să spun, parcă cineva vă zice, bravo, ești pe drumul cel bun, ești bun, ești cel mai tare. Și o să vedeți cu atât mai mult și începând cu luna martie, că va avea loc o eclipsă deja în luna martie și care vă va pune parafa pe valoarea voastră. Dar în primul rând trebuie voi să vă puneți parafa pe valoare și să spuneți, da, domne, e bine, într-un anumit plan al vieții, dacă nu chiar pe toate. Deci aveți încredere, deschideți ferestrele și arătați-vă valoarea, băteți-vă cu pumnul în piept, lăudați-vă, apreciați-vă pe voi, nu vă mai autocriticați într-una, nu vă mai judecați într-una. Da, unii poate aveți tendința să credeți că aceste opoziții saturniene, care o să se simtă, evident, inclusiv la luna plină, că sunteți criticat, că sunteți comentat, că aveți concurenți. Și ce dacă aveți concurenți? E prin concurență vă puteți arăta că sunteți voi mai buni decât ceilalți. Poate aveți nevoie de acest concurs, între ghilimele, de valori ca să vă arătați voi supremația. Puteți să vă arătați supremația pe diverse planuri ale vieții. Și dacă tot vorbim de diverse planuri ale vieții, hai să vorbim despre dragoste, că acolo se întâmplă lucruri interesante. Și nu de azi de ieri, de prin decembrie. Zona iubirii pentru voi este acoperită de Capricorn, care în decembrie a avut soarele aici, în ianuarie au venit aici încă trei planete, și anume Marte, Mercur și Venus. În ianuarie încă îl mai aveți pe Pluto acolo, deci în luna ianuarie a fost vândoleală de planete prin acest sector, încât e foarte posibil să fiți încă
sub influența aglomerației de planete din Capricorn de luna ianuarie și cu luna nouă în ianuarie și cu niște conjuncții deosebite în ianuarie în zona iubirii. Deci, poate unele lucruri abia s-au întâmplat, abia se așează apele după niște schimbări care s-au produs în luna ianuarie. Mai aveți încă trei planete. Jumătate din luna asta mai trec trei planete prin zona iubirii. Mercur e primul care iese de acolo, după care rămân Venus și Marte. Venus și Marte cu ce se ocupă? Cu cuplu, nu? Venus este elementul feminin, Marte este elementul masculin și o vreme, încă din luna ianuarie, undeva între 23 ianuarie și 13 februarie, sunt cele două planete simultan acolo, Venus și Marte. Amândoi, femeia, bărbatul, sunt pe aceeași lungime de undă, cooperează, colaborează, se concentrează unul la nevoile celuilalt, trag la aceeași căruță, au răbdare unul cu celălalt, comunică. Asta s-a întâmplat în luna ianuarie și evident se mai simte un pic și cât timp cele două, până pe 13 februarie, mai sunt acolo. După care se golește sectorul planului sentimental până pe la sfârșitul anului 2024. Știți bine că aici, în Capricorn, până în luna ianuarie a fost Pluto. Ați scăpat și de Pluto. Și drept, s-a mutat într-un alt sector și o să vorbim imediat despre asta. Dar o să simțiți un aer nou, că nu mai e Pluto acolo. Poate, da, încă vă resimțiți după luna ianuarie, când au avut loc aici niște conjuncții, niște ultime conjuncții din toate timpurile, niște rare conjuncții, deci ceva nou a apărut. Poate pentru unii vă lipsește acest Pluto, sau mai bine zis, poate o să vă lipsească și golirea acestui sector odată cu ieșirea tuturor planetelor de aici. Cât de multe au fost în ianuarie, atât de puține vor rămâne la sfârșit de februarie, adică deloc, încât s-ar putea să vă... să fie o stare de disconfort, de gol, de însingurare, poate pentru unii. Măi, până mai ieri, cât activitate era, aveam, că era suferință, că era fericire, că erau de toate, dar se mișcau niște lucruri prin viața mea sentimentală, prin inima mea. Și dintr-o dată nimic, se schimbă vibrația, asta e tot. O altă energie, se... Foarte posibil unii să vă bucurați de această eliberare. Uf, ce bine că am scăpat de Pluto, ce bine că am scăpat de energia atâtor planete pe inima mea. Poate doreați un dram de liniște, calmarea spiritelor, gol. Pe când alții nu iubiți această liniște. Vă lipsește ceva, era interesant, cu Pluto 15 ani aici, m-am obișnuit cu el așa, unde e Pluto ăla, că Pluto ăla mai îmi dădea un pic de adrenalină, mai îmi dădea un pic de suferință. Da, unii poate v-ați obișnuit cu niște suferințe, sau cu niște probe, sau cu niște, cu un tăvălug așa care vă mai dădea, sau nu un tăvălug, un plug, era un plug în terenul vostru, sentimental vorbind, și plugul ăsta din când în când mai mișca un pic terenul pe acolo. S-ar putea fără nicio planetă de la sfârșitul lunii februarie să fie plictiseală, rutină, banal și poate nu vă place. În timp ce alții, ce bine că s-au liniștit apele. Poate s-au rezolvat o grămadă de lucruri în ultimii mulți ani. Poate aveți o relație bine conturată, bine rădăcinată, bine stabilizată, după câte probe o fi suportat o relație, acum ziceți, gata, domnule, ce am construit eu în ultimii 15 ani, ce să mai schimb la ea? Probabil nu mai aveți ce schimba. De acum trebuie să mergeți pe linia pe care ați construit relația sentimentală din trecut. Pentru unii, din păcate, poate fi vorba și de însingurare. Poate, dintr-o dată, nu mai aveți atât de multe ocazii pe câte au fost. Și ocazii puteau fi de toate felurile. Poate relații reușite, poate relații nereușite, poate relații toxice, poate relații nefericite, pot fi de toate. Cu Pluto acolo e posibil să fi trecut prin tot felul de relații în ultimii mulți ani. Dar unii v-ați obișnuit chiar și cu suferința, chiar și cu toxicitatea, chiar și cu dependența, chiar și cu controlul. Și fără astea vă trebuie un pic de timp să vă obișnuiți cu noua vibrație a inimii voastre. Unii poate duceți dorul, unii poate suferiți încă după cineva, unii poate sperați încă ceva din ce nu mai există, în timp ce alții vă bucurați că ați scăpat de toxicitate, suferință și toate celelalte.
două energii total diferite. Depinde, fiecare ce lasă în urmă. În schimb, se mută foarte multă energie către zona cuplului în cazul vostru. Zona cuplului este acoperită de pești, unde încetul cu încetul se mută niște planete. Spre sfârșit de lună, la începutul lunii sunt două planete acolo, Saturn și Neptun, la sfârșit de lună vor fi patru planete, iar în luna martie va fi aliniere, aglomerare de planete în pești. Deci, activitate. Ceea ce a fost activitate intensă în luna ianuarie în plan sentimental va fi altfel de activitate în plan conjugal în luna un pic februarie și mai mult în luna martie. Deci în luna martie se concentrează niște forțe în zona de cuplu. Depinde. Pentru că totodată toate aceste planete din pești sunt foarte bine susținute. A fost o colaborare foarte bună între zona Capricornului, zona iubirii și zona cuplului pești și în ianuarie și se mai menține un pic și în februarie. Iar în februarie are loc, odată cu mutarea soarelui acolo, în zona căsniciei, de pe 19 încolo, pe 23 vine și Mercur, deci vor fi patru planete în acest sector. La un moment dat, în jurul lui Saturn, foarte aproape de momentul de lună plină, de care vă ziceam, care are loc pe 24 și care activează foarte tare luna plină, Saturn, de Saturn vorbesc aici, lângă Saturn se vor aduna două planete, Soarele și Mercur. O triplă conjuncție. În zona căsniciei, așadar. O triplă conjuncție pe care am căutat-o eu în istorie și am mai găsit-o tocmai în 1996, aici în Pești, că în alte variante sigur că a mai existat. Aici în Pești. La pachet cu luna plină în ograda voastră, la pachet cu Lilith acolo, e o vibrație inedită pe care n-ați mai simțit-o înainte. Fără Pluto în zona iubirii, deci e ceva nou. Depinde. Fiecare cum privește acest nou. E ceva ce vă place, e ceva ce nu vă place, e ceva ce vă apasă, e ceva ce vă îngrijorează, e ceva ce vă reașează niște ape în plan sentimental, egal, conjugal. Pentru că pentru unii, și aici e vorba de cei care aveți un trecut ăla nefericit de care tocmai am zis, posibil această triplă conjuncție, repet, care nu s-a mai produs din 96, secolul trecut, poate să vină cu o zdruncinătură. Cu Lilith în ograda voastră, unii poate ați fost mai curajoși, mai centrați pe voi, v-ați cântărit foarte tare pe voi, ați pus în cântarul ăla o grămadă de valori ale vieții voastre, printre care și căsnicia, încât unii sunteți și într-un astfel de moment de a hotărâ soarta unei căsnicii, soarta unei relații. Ce facem cu relația asta, o să spuneți? Unii o ducem la nivel următor. Hai să ne căsătorim, hai să facem ceva împreună. Dar tot hai să ne despărțim, se poate să fie un hai să. Dar eu să decizi de astea rare, pe care nu le iei toată ziua. Nu te căsătorești toată ziua, nu te desparți toată ziua. Deci pentru unii, o mică parte, cei care sunt poate curajoși fecioarelor, că nu toate fecioarele sunt curajoase, aceștia zic, domnule, eu merit mai mult, eu pot mai mult, nu mă mai satisface relația asta. Și cine știe, unii ieșiți din relații dificile, triste, nefericite, reașezându-vă pe voi în valoare, cu luna plină și cu luna neagră în ograda voastră, ziceți, eu, fericirea mea contează, sănătatea mea mentală contează, viitorul meu contează, nu mă mai sacrific. Energia peștilor unde are loc tripla conjuncție este de sacrificiu, de uitare de sine, de toleranță, da, și de toleranță. Sigur că în unele cazuri poate sunteți puși în fața unei probe de toleranță. Ce fac? Fac chiar sacrificii, fac chiar un compromis, mă vând iar pe mine de dragul nu știu cui. Dar cum aveți luna neagră și luna plină în ograda voastră, s-ar putea să vă puneți pe voi. Eu, domnule, binele meu, sănătatea mea, fericirea mea, liniștea mea, viitorul meu, libertatea mea, și să luați decizii. Poate ați făcut compromisuri, cât cuprinde. Energia de pești e foarte activată de ceva vreme. Dar poate de când a intrat Saturn în pești, anul trecut, în 2023, și mai stă acolo până în 2026,
O să vă gândiți la aceste sacrificii. Poate nu azi, nu mâine, poate nu gata, dau fecioarele buzna la divorț, Doamne ferește. Dar unele începeți să vă gândiți la asta. Începeți să vă puneți pe voi pe un piedestal, poate chiar, punându-vă întrebările astea. Mă sacrific în continuare că o să mai aveți evenimente. Nu se termină totul aici. Poate luna plină de acum, repet, care nu s-a mai produs cu Lilith în ograda voastră și nici cu Saturn în Pești, mai ales cu o lună plină cu Iz Saturnian, nu au mai fost astfel de evenimente, poate niciodată, cine știe. Și de aia, așezându-vă pe voi mai presus de orice, ziceți gata, nu mai fac compromisuri, m-am săturat să puncte și completați după puncte ce vine, în strânsă legătură cu o relație, o căsnicie și așa mai departe. Poate v-ați dat seama că n-ați fost suficient de prețuită, cum este și o perioadă în care trece nodul sud prin balanță, multe relații vor fi reconfigurate, cântărite, în unele cazuri și repet, doar cele care nu mai sunteți fericite, voi fecioarele, acelea s-ar putea să vă gândiți la o eliberare, nu azi, nu mâine, în perspectivă, pentru că pe aici, prin Pești, Saturn și Neptun mai stau încă până în 2026, abia în 2026 vor ieși amândouă simultan din zona căsniciei și în 2025 vine aici și nodul nord și vor începe eclipsele, deci nu vă grăbiți, nu vă grăbiți la decizii, dar gândiți-vă, puneți-vă în balanță, eu sau căsnicia așa cum este. Sigur că un astfel de eveniment poate să și repare căsniciile, începeți să fiți mai curajoase, cu lună plină, cu lună neagră acolo, mai încrezătoare în voi, fecioarele, arătați că nu mai faceți compromisuri, că v-ați schimbat, că sunteți puternice, că vă ajută foarte mult. Dar de aia poate vă trebuia așa o zguduială, această lună plină, o zguduială de a vă uita la voi într-o oglindă și ziceți, mă, eu merit tot, ori tot, ori nimic, la revedere. Și probabil veți lua încetul cu încetul măsuri, ori de a pune niște condiții, veniți cu niște condiții în căsnicii, alea supărate, triste, nefericite, ori să vedeți că atitudinea voastră, de fapt, schimbarea energiei în căsnicie vine de la schimbarea modului de a vă privi voi pe voi în căsnicie. Nu vă mai valorizați prin ochii partenerului, ci vă vedeți pe voi. Eu, puncte, nu tu mă vezi pe mine așa, partenere, soțule, soție, eu mă văd așa. Și bine ar fi să vă vedeți pe, de nota 10. Că până acum nu vă vedeați de nota 10. Erați, vă judecați foarte mult, vă autocriticați, vă autosabotați de multe ori, parcă singur vă găseați toate defectele când vă uitați într-o oglindă și vorbeați despre voi. Și normal, dacă voi nu v-ați văzut așa cum meritați, cum sunteți, cum sunteți voi realmente, valoarea voastră, dacă voi n-ați văzut valoarea voastră, cum să vă vadă celălalt? Și aceea schimbați, switch, a ieșit Pluto. Au loc evenimente care nu s-au mai produs de multă vreme, deci clar că se schimbă un pic acolo clepsidra, girueta și toate celelalte, să vă arătați pe voi, să vă vedeți voi pe voi. Nu vă mai comparați cu alții și nu vă mai priviți prin ochii partenerului, ci voi contați ce etichete vă puneți voi după eu sunt așa, eu puncte. Și ar trebui să vă vedeți la justa valoare cu două luni, luna plină și luna neagră în ograda voastră, care s-ar putea să schimbe un pic lumina. Becul pâlpâie și normal că vă vedeți în lumina reală. Și la capitolul muncă, este activitate cât cuprinde pentru voi și va fi multă vreme de acum înainte. Zona locului de muncă este acoperită de Vărsător, unde tocmai vă spuneam că se dă marea bătălie, începând cu luna ianuarie, februarie, au loc aici evenimente care nu s-au mai produs niciodată. Pentru că s-a mutat Pluto în acest sector în luna ianuarie și poate chiar final de ianuarie a venit cu o schimbare de cor, de energie, de vibrație.
dar care continuă aceste schimbări și probabil așa o să o țineți cam tot anul. Pentru că Pluto de acolo din Vărsător pregătește luna aceasta un bombardament, o mitralieră de conjuncții. Toate planetele astea care încă mai sunt în Capricorn, pe parcursul lunii februarie, vor da buzna în Vărsător, unde se duc la congres la Pluto sau la raport la Pluto. Mai mult decât atât, vor fi în vizită prin sectorul muncii, acolo în Vărsător, vor fi în total 6 planete din 10 posibile în vizită și toate destul de turbulente. Puse pe schimbare, puse pe punct și de la capăt, puse pe stop, până aici, schimb foaia, schimb macazul, schimb registrul, schimb lumina, schimb tot. Pentru că Pluto a intrat în ianuarie și acum formează primele evenimente din toate timpurile cu aceste planete care vin în vizită. În total 4 conjuncții, una în ianuarie, 3 în luna februarie, dintre care una dintre aceste conjuncții e triplă conjuncție. Undeva în a doua decadă a lunii februarie, Pluto se va întâlni acolo, buchețel așa, și cu Venus și cu Marte. Am să vă invit să vedeți și Astrodrama lunii februarie, unde vorbesc mult despre această triplă conjuncție, că luna februarie vine cu 2 triple conjuncții, una la Saturn și una la Pluto. Ia câte una din ele vă vizează în plan conjugal, și am vorbit de cea cu Saturn, alta vă vizează în plan profesional. Și cum este prima astfel de serie de conjuncții, bombardament, cum am zis, orice se poate schimba. Pluto este o planetă care e un mare switch. Pluto lucrează așa ca un mare transformator, e un buton acolo care mută de pe frecvență pe alta. Într-un fel au stat lucrurile până acum, în alt fel poate să stea de acum înainte. Încât unii poate chiar de acum faceți o mare schimbare. Și cum e doar începutul, v-am spus că tot anul o să o țineți într-o schimbare continuă, pentru că mai către vară încolo va intra și Jupiter în zona carierei. Mamă cât o să facă și el atunci. Deci vă așteaptă lucruri interesante. De aceea invit să vedeți și horoscopul anului 2024 pentru voi, că prea e interesant. Cred că sunteți gata să vă luați un pic viața în mâini. Să faceți niște transformări de natură profesională, punct și de la capăt. Pluto asta face, dă jos ceva ca să reconstruiască spre bine. El nu dărâmă ceva solid, el dărâmă ce-i șubre, ce nu ne se potrivește, ce nu ne mai place, de ce ne-am săturat. Și cum Pluto este acolo în zona Vărsătorului, vă va da un suflu nou, veți simți că respirați, veți simți că vă place, că vă reprezintă și cine știe, poate implică și un pic de studiu, școală, cu alte cuvinte. Sunteți pregătit pentru o mare schimbare, un mare punct și de la capăt și care, repet, poate dura câțiva ani de acum încolo. Pentru unii poate dura chiar și 4 ani. Zic asta pentru că Jupiter intră în zona carierei anul ăsta, în Gemeni, cu alte cuvinte. Uranus în 2025 și apoi și 2026 intră și el în Gemeni și e pus pe alte schimbări. Pluto stă în zona Vărsătorului 20 de ani de acum înainte. De-aia văd că este un proces pentru unii de lungă durată. Unii deja sunteți într-un proces. De-aia e o mutare de pe un canal pe altul, pe altă frecvență, care pentru unii deja durează de câțiva ani și o să-i vedeți roadele anul ăsta. Alții abia acum începeți schimbarea, mutarea pe alt macaz. Spre bine, spre împlinire, spre satisfacție, spre succes, spre ce vă reprezintă, spre momentul ăla când o să ziceți, ăsta-s eu. Și vă trebuie un dram de curaj, așa este. Unii vă luați viața profesională în mâini. Mulți veți pune preț și pe independență, da, să porniți pe cont propriu, o afacere, un job în care să nu fiți neapărat angajat undeva. Energia Vărsătorului poate să însemne și independență, așa cum spuneam. Deci s-ar putea să nu vă mai preocupe mult să ai un serviciu de la 9 la 5, mă duc acolo, sunt liniștit, asta e tot. Nu, poate vreți un pic de libertate, poate vreți o schimbare de program, o schimbare de rutină, o schimbare de aer în ceea ce făceați înainte.
Și pentru unii nu e ușoară schimbarea, mai ales pentru fecioare. Fecioarele sunt destul de riguroase, voi aveți un anumit tabiet după care vă ghidați viața, vă place stabilitatea, vă plac programele, un soft, așa, vă place să fie totul ca la carte. E, tocmai asta nu o să facă Pluto. Și apoi și Jupiter, și apoi și Uranus. Vă scot din zona de condiționare, rutină, programare, organizare. Numai organizare nu o să fie, o să fie un pic de haos. Și nu vă place haos. Normal că prima reacție este, oh, voi de mine. Da, la început, știți cum o să fie? O reconstrucție, dar reconstrucția ce înseamnă? Dau jos o coșmelie care și-a făcut treaba. Și întâi e jale ce este acolo. Când vezi molozul ăla pe șantier, îți vine să-ți pui mâinile în cap. Cam așa pentru unii poate să fie perioada imediat următoare. De moloz, de după dărâmarea unei coșmelii. Dar după ce curăți molozul, vin cu proiecte noi, vin cu un design nou, vin cu totul altfel decât înainte. Și fac acolo un zgârie în ordine care să fiu mândru. Deci se naște o carieră nouă pentru mulți, un domeniu nou, un mare punct și de la capăt, la unii mai devreme, la alții mai târziu, dar v-am spus că e un proces de durată. Niciun șantier nu se... Nici o casă, mai bine zis, nu se ridică peste noapte. Da, se naște un profesionist nou în voi și care poate să însemne școală. Revin din nou la această idee de școală. De ce? Pentru că aveți foarte multe, două planete aveți în zona școlii, și anume Jupiter și Uranus, care unii poate deja sunteți în căutarea unui domeniu nou, poate chiar v-ați înscris la niște cursuri, dacă nu s-ar putea să vă vină acum ideea. Pentru că totodată planetele astea care intră în Vărsător, luna asta, intră în tirul astral de quadraturi din partea planetelor de acolo din Taur. E, quadraturile înseamnă că începeți să vă calculați resursele. Am diploma asta, am calificarea asta, am atestatul ăsta, am priceperea asta, am experiența asta, nu le am. Ce fac? Eu vreau mai mult, pot mai mult, știu că există altceva, dar n-am patalama, n-am experiență, n-am practică în domeniu. Și de aia unii vă duceți la școală, la propriu sau la figurat. Ori școala vieții, zi de zi lucrând, învățați experiență, tot acum, repetabilitatea unor procese până când le știți ca un profesionist, ori vă duceți acum să învățați la școală, facultate, posticeală, calificări, specializări, tot acum. Și s-ar putea să vă apară în preajmă, poate chiar în perioada asta, personaje care au acest rol de a vă învăța, de a vă stimula, de a vă apăsa niște butoane, inclusiv un șef, poate să vină un șef, că Pluto, din păcate, are și un iz despotic pentru mulți, un șef dictatorial cu care nu mai rezonați. Și atunci ziceți, aoleu, păi, dar eu cu șeful ăsta am să supraviețuiesc, am să pot conviețui, mai bine zis, nu. Și unic, dacă o să vedeți că dintr-o dată apare un șef de la mai nebun, care pune limite, care vă obstrucționează, care vă dă prea mult pe umeri, posibil să vină și acest, v-am spus, prima reacție este de un prea mult la un moment dat, o vibrație nouă pe care n-ați mai avut-o și cine știe, la unii v-ați schimbat jobul, cine știe ce șef aveți acolo sau ce reguli de respectat, ce legi există, ceva așa pe umerii voștri. Pluto poate fi și obositor, greu de acceptat după ce v-ați obișnuit într-un anumit fel, o altă rutină, și pentru unii e prea multul ăsta, e zguduiala de a ieși de acolo și de aia ziceți, auleu, cum am să stau eu cu șeful ăsta? Și anume vine acest prea mult pentru unii pe umeri, ca să căutați ieșirea. Auleu, Nu mă văd făcând asta încă un an, dar mi-te încă 20 de acum înainte. Și unii căutați schimbarea, alt macaz, altă țară, alt loc de muncă, alt program, altă meserie, altceva. Dar nu vă dați seama că vreți altceva până nu apare și o povară, să zicem așa. O sarcină prea grea, un mic eșec, un concurent, un trigger, apare un trigger. Ceva suficient de puternic încât să ziceți, gata, până aici, pentru unii anul ăsta, pentru alții la anul, că urmează multe reașezări, reconfigurări de ape, plăci tectonice și așa mai departe, descoperind că
există și altceva, de ce nu? Și care să vă reprezinte și să vă mai și placă. Deci pregătiți-vă multe fecioare să schimbați meseria, profesia, jobul, poziția, funcția, de ce nu, dintr-un domeniu către alt domeniu, evident nu peste noapte, dar pentru unii poate acum e marele declic. În ce privește banii, deocamdată n-am ce să vă spun, gândiți-vă că luna viitoare va fi o lună plină în zona banilor și sună bine și va fi o lună plină cu eclipsă la momentul respectiv, în luna martie, și care poate veni cu niște descoperiri, cu conotații karmice. Uneori cea mai ușoară plată este plata cu bani, să echilibrăm karmic ceva prin bani. Dar poate tocmai asta, trebuie să luptați pentru niște bani. Dacă vi se cuvin niște bani, n-ați primit niște bani, cum este o perioadă în care vă descoperiți pe voi într-o altă lumină, lună plină cu Lilith în ograda voastră la sfârșitul lunii, poate asta înseamnă merit mai mult. Așa că trebuie să lupt pentru asta, trebuie să schimb ceva, trebuie să cresc, să progresez, să mă upgradez eu. Că vărsătorul, acolo unde este zona banilor pentru, zona muncii pentru voi, pardon, plus Uranus care este în zona studiilor, înseamnă upgradare, ceva de genul, vă dați seama că meritați mai mult, că există mai mult, că se poate mai mult, și atunci ziceți, nu mergând pe același teren, eu trebuie să urc, să cresc prin ceva, să-mi dau plus valoare mie. Și probabil, începând cu această lună, vă căutați calea de a ajunge la plus valoarea voastră egal mai mulți bani în viitor. Asta este luna februarie pentru voi, fecioarele, bună prin simplu fapt că aveți luna plină la voi acolo, care vă pune în lumină. Așa că profitați de strălucirea asta care cade pe voi și puneți-vă în valoare. O lună de succes vă doresc!